Să facem un scurt videoclip aici la Măgureni, unde am poposit o noapte. Că atât am avut liber. Dacă era și liniște, era perfect. Dar în partea asta, în dreapta, sau în manele, în stânga, chipurile cântă un taraf. Frumos, nimic de zis. Dar noi plecăm. Pentru că nu știu ce ne-am fi făcut la noapte. Chiar ne gândeam că lângă noi aici n-a cântat deloc muzică până acum. Să filmăm. Un tomberon, pentru că banii pe care ni-a luat aici, la acest camping, minunat. Am mai fost aici, dar nu se plătea. Da, dacă am avea și condiții bune, fără gălăgie și fără gunoi, pentru că am uitat să iară lui polițistul ăla care a venit și lui doamna de la primărie aceste gunoaie. E urât că filmez aceste gunoaie, dar trebuie să punem pe site-ul primăriei sau pe site-ul poliției de la Măgureni, că tare revoltați erau că n-avem bani cash. Ne-am dus să schimbăm la primărie. I se părea ciudat că nu avem bani. Cash. Dar trebuia să-i lăsăm să vină. La ora 6 a zis că vine. Că nu au mai venit să mai ia banii și la restul care s-au așezat după ce au trecut. Așa că, dragi polițiști și primărese, sau cum să-l zic, să veniți și până seara târziu, că aici se mai campează și după ora 6. Iar în ziua de Paști, a zis că nu vrea să ne deranjeze. Păi nu pe noi ne deranjați. Vă deranjați dumneavoastră că venea să ne luați niște bani. Aici o să fac o poză, dacă se vede un gunoi. Aici să mă dau mai așa. Să fac totuși eu o poză frumoasă aici. Că am venit să fac o poză 2-3-9. Dar e frumos, dacă ar fi și liniște. Numai că noi plecăm. Aici este o scorbură din cauza apei, pentru că aici când plouă rău, vin apele peste noi. Au venit și niște oameni aici cu o rulotă, care nu le-a luat banii ca nouă. Au avut noroc. Dar poate le ia mâine, dacă stă până mâine, pentru că au lăsat rulota aici. Și au venit acum. E bine totuși că au venit. Să mergem... să nu cad barem. Să mergem pe aici, printre aceste coclauri. Să ieșim undeva pe aici, ca să nu cădem. Și să vedem salamandra, dacă a ieșit la suprafață, că săraca a fugit de mine. Trebuie să fac poze ca să nu iasă gunoaie în poză. Adică. Așa. Eu uite mă, că a dat-o și pe muzică ușoară românească. Mai sunt și români. Comaneliști
Sunt până în sânge. Au ascultat zi și noapte și ieri la 7 dimineață erau cu muzica în nas. Salamandra, cred că vreau să o văd, dar nu cred că mai e. Nu mai e, a fugit de noi sau de muzică. Salamandra, unde ești, fată? Nu mai e. Nu mai este, a fugit săraca. Nu mai e. Nu-i nimic, data viitoare. Uite, am florit și măcrișul. Nu, nu mai e, a fugit. Nu-i nimic. Bine că am filmat-o și bine că a ieșit la suprafață. A, uite ce frumos e pe buturug asta. Wow! Nici nu i-am văzut. Să mergem acum. Să ne luăm la revedere de la Măgureni. Că nu se știe dacă mai venim. La atâția bani nu se merită. S-a scurs manele. Ăștia n-au auzit de liniște, n-au auzit de natură, de fotografiat natura, nu, nici vorbă, nu. Sunt duși cu pluta. Tineri și neliniștiți. Sau poate au un serviciu bun de liniște și n-au nevoie. Da? Mai degrabă așa? Bye, bye!